Ocazie ne-am plimbat metaforic vorbind alături de Zdob și Zdub și frații Advahov în trenulețul care pleacă la București. Însă v-ați pus întrebarea, cine sunt oamenii care fac posibilă deplasarea trenului? Cine stă la maneta locomotivei, dar și cine are grijă de pasageri pe durata călătoriei cu trenul de la Chișinău la București? Vă povestim în această ediție a emisiunii În alți papuci. Am mers la gara feroviară din Chișinău într-o zi când trenul pleacă la București, marți, joi sau duminică, în caz că vă hotărâți și voi să călătoriți cu respectivul tren. Și pentru că știam unde îi găsesc pe angajații de la calea ferată din Moldova, stabilisem vizita din timp, am ajuns exact când era întoi controlul medical. Ziua de lucru a unui mecanic de locomotivă începe mult mai devreme, cu aproximativ 2 ore înainte de îmbarcarea pasagerilor, pentru că acesta vine la depou unde îi se verifică starea de sănătate. Totodată, el inspectează locomotiva ca să vadă dacă totul este în regulă și, prin urmare, obține o hârtie care demonstrează că starea locomotivei este gata de plecare și abia ulterior are permisiunea de a muta trenul la peron. Cariera unui mecanic de locomotivă începe de jos, de la nivelul șinelor. Până să ajungă la înălțimea postului de comandă a trenului, Andrei Zderciuc s-a murdărit pe mâini până la coate și a învățat fiecare părticică a mașinăriei de sute de tone. Mașinistul manevrează cu ușurință locomotiva, pe care o scoate pe traseu datorită dreptului de a transporta pasageri, meritat prin experiența adunată în timp. Mai departe ne urcăm sus, verificăm uleiurile în compresoare, în turbini, verificăm uleiul motor. Și gata, și putem pleca, da? Și nu plecăm până nu pornim locomotiva. Evident, evident. Atunci nu vă mai încurcăm, verificați ca totul să fie în ordine și să putem pleca liniștiți spre București. Pentru a fi sigur că trenul este pregătit de plecare, mașinistul verifică minuțios ca toate piesele componente să funcționeze cum se cuvine. Andrei Zderciuc ascultă glasul roților de tren din cabina locomotivei, fiind responsabil ca trenul care pleacă spre București să ajungă la timp în gară și călătoria să decurgă conform orarului stabilit până la unghii. Frânele sunt testate pe loc obligatoriu. Abia când totul pare a fi în regulă, mașinistul pornește locomotiva spre peron. De start am făcut școală la Chișinău, am unus face așa școală, era pe la Fetco. După am lucrat vreo 5 ani ajutor de mecanic, pe urmă am făcut școală la Besarabca, de mecanic de locomotivă. Da. Păi am venit și am început în cetișor a lucra, ba la o manevră, ba în altă parte, până am ajuns, unde am ajuns, să ducem călători cu trenuțul ăsta mărișor. Trenul cu destinația Chișinău-București este transportat în gară din timp, unde așteaptă liniștit locomotiva care, odată ce ajunge la peron, se cuplează de vagoanele trenului. Din motiv că la pupitrul de control din cabina locomotivei nu aș fi făcut mare lucru, am decis să dau o mână de ajutor însoțitorilor de vagon. Bună ziua! Bună ziua! Domnul Căruntu, Tatiana Cojocaru este numele meu. Bucuros. Și astăzi o să fiu colega dumneavoastră până la București. Bine. Și înapoi. Avem un drum înainte de făcut.
Însoțitorii de vagon, cu bună dispoziție și zâmbetul pe chip, așteaptă călătorii care, dacă ajung prea târziu, nu mai urcă în tren. Am închis ușa, le urăm tot drum bun. Și nou. În doar câteva minute, la 17:20, mașinistul va porni trenul care va pleca spre București. E și 15, deci trebuie să urcăm. Da, e timpul. Poftim. A durat mult și trenul Chișinău-București a pornit agale din gară, însoțitorii de vagon semnalizând mașinistului că are liber să plece. Am constatat că uniforma angajaților căilor ferată din Moldova este prea mare pentru mine, deși mi-ar sta destul de bine. Ce v-am spus. Ajungem la 19:58, suntem în gara de la Ungheni. Imediat au urmat sarcinile pe care mi le-am asumat cu multă responsabilitate, dar și plăcere. Am demarat procesul de verificare a biletelor și totodată am văzut ce călători au urcat în vagonul nostru. Vagonul 5, următorul vagon, vă duci, dacă doriți apă, produse, patiserie, cunoașteți română, da? Înțelegeți, nu? Vă ne понимаете, у нас ресторан есть. Да, ну вот это. Вы знаете, да? Да, да, да. Если можете, всё, что хотите. Спасибо, пропусти в вагоне ресторан. Спасибо. Спасибо. Да, не за что. Хорошей дороги вам. Опс. На зима. Билеты ли вы ругал? Хорошо. Да. Что-то цени, дикари? Avem un restaurant, dacă doriți, vă duceți produse de patiserie. Călătorie plăcută, o să vă aducem albituri în curând. Fișa de evidență a biletelor. Așa, deci aici scriem Chișinău. Da, Chișinău. Și asta se scrie exact în mers, nu când staționează. Da, da, da. Să... Asta scrie în mers. Și trebuie să ai abilitate să poți scrie stația frumos de destinație în mișcare. Mecanic șef, Pasat, Vadim Ion. Soțitor de vagon. Baxan Alexandru, 45. Vagon, adică, da? Nu, primit. A, 45 și asta, da, ce în e? În cifre, seturile de lingerie. 105 pară, 106. Data. Chiar vreau să mă întreb de ce e așa, 105-106. Așa e numărul trenul. Și data punem, da? Următoarea sarcină a fost repartizarea albiturilor pentru pasageri. Să aveți călătorii plăcute! După ce mi-am îndeplinit obligațiunile față de pasageri, am decis să discut nițel cu ei. Înainte mergeam 2-3 ori pe an la copii. Sunt stabiliți în România? Da, am un băiat în București și o fată în Ploiești, căsătoriți și o nepoată. Am înțeles. Aveți pe cine vizita în România? Da. Cum vi se pare trenul care face legătura, iată, Chișinău-București? Nu mi-a plăcut, de-aia călătoresc cu trenul. Sunt mulțumită. Și însoțitorii de tren, cum vi se par? Întotdeauna au fost amabili, s-au purtat frumos. Eu cu trenul nu așa de des, mai mult cu autocarul. Adică cu trenul acum ocazia că am vrut fetița chiar să o plimb puțin, că niciodată nu am mers cu trenul. La fetița mai mare, lucrează în București. Ce, domnișoară, prima dată ești în trenul care pleacă spre București? Da, mă duc la soară. Sora, da? Da. Să înțeleg că până acum ai vizitat-o mergând cu autocarul. Nu, n-am fost încă în România, asta e prima oară. Am fost în autocar excursii, aha, cu școala, dar așa nu. Am înțeles, deci ai emoții de tot felul acum. În primul rând călătorești prima dată cu trenul și ce impresii ai? Ceva interesant, ceva nou. Cât de des călătoriți în acest tren, da, Chișinău-București? Trebuie să recunosc că nu foarte des. De obicei alegem alte mijloace, dar cred că azi o să fie un moment în care noi o să ne îndrăgostim, pentru că este o chestie romantică în tren și este un șarm aparte în,
în a călătorii cu tren. Practic ești, ai un dormitor pe roți. Foarte bine punctat și ai parte de niște însoțitori de tren care sunt foarte amabili, drăguți și te ajută cu ce întrebare ai, găsesc răspuns și soluții imediat. Absolut de acord, ați menționat fiecare aspect adevărat despre însoțitorii de bord. Da. Deci amabili, ospitalieri și zâmbitori calzi, cu zâmbitul aproape de până la urechi, așa că ne-am simțit bineveniți în tren. Sunteți într-o componență de plină, văd, în această călătorie. Cât de des vă organizați în felul acesta? Da, suntem destul de cu tupeu pentru că ne-am pornit atât de mulți la un drum atât de lung și am ales să mergem anumit așa pentru că avem posibilitatea să stăm, să dormim noaptea și presupun că o să fim mai odihniți atunci când ajungem la destinația finală. Ați mai mers cu trenul Chișinău-București? Nu, dacă nu mă greșesc, pentru toți este experiență, este prima experiență. Am mai mers eu cu trenul când eram mult mai mic, am mers în Moscova. Despre însoțitorii de tren, ce poți să ne spui? Ne-au ajutat, au fost foarte amabili și apreciez faptul că am mers, au organizat în așa fel încât să stăm împreună cu părinții, cu copilul, pentru că de altfel era să obosească alte persoane dacă stăteau împreună cu noi în cabină. Și chestia asta s-a făcut destul de operativ, deci asta e foarte fain. Domnișoară! Ia spune cum e acolo sus. Te simți bine? E bine aici sus. Da? Și îți place să mergi cu trenul? Da. De fapt, de două ori am mers. Așa cum am anunțat călătorii despre restaurantul din tren, am mers și noi încolo. Plecăm într-o călătorie. Este o experiență, ceva nou, interesant. Vă place? Da, ne place. Prima dată? Da, prima dată. Există un restaurant în tren unde se găsesc băuturi răcoritoare și calde. Și nu doar. Văd că aveți și șampanie, aveți și coniac, aveți de toate. Știți cum era un cânte, că avem de toate pentru toți, da? Avem de toate. O meserie veselă. Mai vine un pasager, vin alții. Păi, știți dumneavoastră, aici, mult comunicând cu călătorii, cu clienții, afli de la dânșii foarte multe informații, te informezi foarte mult, îi cunosc, adică unul mai puțin, altul mai mult, dar cei ce te interesează, cei ce el cunoaște, însușește, asta e. Și însoțitorii de tren cum sunt? Vin des aici? Da. Da, acum de căldurile vin după apă mai ales. Și e mai bine când se duc cu dispoziție pozitivă. Bun. Da. Asta e. Asta e și destinul, că noi să călătorul să fie satisfăcut. Da, păi să știm noi, și noi. Toți trebuie să ne susținem. Chiar dacă cineva are pe suflet, știți, de acasă, de undeva, cineva. Dar noi trebuie, îl simțim, trebuie să fie. Asta e destinul nostru. De cât timp sunteți în această meserie? 7 ani. 7 ani, da. Ce faceți naveta Chișinău-București? Depinde de unde suntem redirecționați. Când București, când era Moscova, era Moscova, era Odessa, Odessa. Unde eram de redirecționați, acolo mergeam. Așa, și acum avem destinația Chișinău-București? Da, Chișinău-București. Avem destui pasageri, nu da domnul, refugiați, cum se spune la noi, da. Cu război, cu... Cred trebuie să facem față la fiecare călător, călătorii sunt diferiți, psihologic trebuie să facem față la fiecare, trebuie să fim unde buni, unde mai buni, fiecare au emoțiile lor, negative, pozitive, trebuie să facem față. E o meserie care implică deplasarea deci de 3 ori pe săptămână, da? Da. Plecați de acasă, aveți o familie înțelegătoare. Da, asta este, cum se spune la noi, a doua casă. Da, o săptămână acasă, o săptămână la serviciu. Familia ne înțelege, asta este. Și e bine că deci există înțelegere în familie pentru că reveniți acasă cu plăcere. Da, la sigur, da. Mergem la serviciu, revenim, asta este. Familia ne așteaptă. Și e altfel odihna acasă. Oricum, e bine și în tren, dar tot mai bine acasă. Odihna din tren nu comparăm cu aia de acasă. Acasă este acasă. Toate drumurile unde duc acasă.
Ce faceți când ajungeți la București? Ajungem dimineața, facem regulă, spunem, dezinfecție, curățenie, pregătim vagonul pentru reîntoarcere înapoi, pentru a întâlni călătorii care procură bilete la reîntoarcere spre Chișinău. În care anotimp este mai dificil de lucrat, să zic așa? Da, anotimpul de iarnă este cel mai greu. Problema de cu încălzirea nu este problemă. Intră în atribuțiile noastre de serviciu, trebuie să fie cald, adică punem foc. Focul? Da, focul facem, da, focul facem cu cărbuni, sunt vagoane cât de cât reușite. Înseamnă că acum e perioada norocoasă pentru mine, că altfel trebuia să fac și focul. Nu avem, facem focul și pentru apă caldă, da, da, da. Și așa, stând de vorbă, dar și admirând peizajul pe geam, am ajuns în gara de la Ungheni, unde mașinistul transmite obligațiunea de a transporta trenul mai departe colegului său din România. Trec de pe o linie pe alta, dau voie locomotivii de manevre să iei vagoanele care le-am adus, le pui la transpunere. Și în partea aia, pe calea europeană, vine locomotiva română să iei vagoanele, să iei trenul. Asta e toată procedura. E foarte greu, dar e interesant. Și cât timp sunteți la această manetă, să zic? La acest lucru, spuneți? Da. De când lucrăm la calea ferată? Asta cât înseamnă? 34 de ani. E o muncă grea până la urmă, că sunetele astea, cum rezistați? Da, măi, băneat, mă dăm pitnați, gătov. S-o dat urechile cu... S-o obișnuie, da? Bielă-i, băneat. Ne-am luat rămas bun de la mecanicul de locomotivă, care ne-a adus cu grijă până la Ungheni și am revenit la pasageri. Partea bună în călătoria cu trenul este că nimeni nu are voie să coboare până nu ajunge la destinația finală. Angajații instituțiilor de stat verifică actele și bagajele chiar în tren. Iar muncitorii de la calea ferată din Moldova între timp își văd de atribuțiile lor. Demarează operațiunea de schimbare a boghiurilor, cuplul de patru roți la vagon, din cauza ecartamentului care este diferit la vecinii noștri de peste Prut. Distanța dintre fețele interioare ale celor două șine pe care rulează trenul la noi este un pic mai mare decât în România. S-a ajuns la această situație după ce în anul 1944 căile ferate din Basarabia au fost reconstruite după modelul rusesc, cu ecartament mai larg decât cel european. În sfârșit, toți pasagerii sunt la locurile lor, suntem deja în România, avem câteva ore ca să ne odihnim, pentru că mâine dimineața la 6:20, când intrăm în gara de nord din București, cea mai mare stație feroviară a României, să fiu în formă. Nici nu știu când au zburat cele câteva ore cât a durat călătoria de la Ungheni spre București, când am observat că răsărea deja soarele. Ajungem la București în câteva minute, așa că e timpul să merg să trezesc pasagerii. Dar e foarte frumos. Доброе утро. Доброе утро. Хорошо? Выспались? Да. Я не очень. Я не очень выспалась. Bună dimineața. Hello, good morning. It's time to wake up. Conform orarului, am sosit în București dinspre de dimineață pe răcoare la 6:30 în gara de nord, cea mai mare stație feroviară a României. Conform graficului de lucru, urma să rămân în tren, pentru că aveam câteva sarcini, să adunăm albiturile după pasageri. Totuși, am cerut permisiunea de a pleca prin oraș.
Coinărind fără grabă prin gară, prin mulțimea de pasageri, printre care și mulți refugiați ucraineni, l-am zărit pe concetățeanul nostru, Oleg Brega, care în această perioadă face voluntariat, ajutând refugiații care vin, dar și pleacă din România. Chipul lui s-a înseninat când l-am salutat. Am plecat din Moldova de 5 ani, al 6-lea an la București. Acum fac voluntariat. Ajut refugiații din Gara de Nord, mai ales refugiații romi, de etnie romă. Am petrecut spre Europa, să duc în Occident. Cei mai mulți, pe unii direcționez spre Bulgaria, că acolo s-ar înțelege cu limba lor. Cei mai mulți se duc spre Germania. Am petrecut și în Portugalia, unul cu un singur acordeon, altceva n-avea, un singur baian. Și azi am văzut un video pe Instagram făcut de sora lui, cum cântă la acordeon fericit, lucrează la măsline, omul încearcă să adune bani ca să plătească pentru bilet, că n-a prins bilet de nea gratuit, că avea niște acte expirate și nu putea să zboare cu avionul, cum îi propunea ambasada Portugaliei. Asta fac cam în fiecare zi. Întâlnesc tot felul de oameni diferiți, destine diferite și ajut cum pot, mai ales cu traducerea, că e cea mai mare problemă pentru ei să înțeleagă limba. Vin într-o lume, într-o țară latină, dintr-o lume slavă. Cei mai mulți nu știu limba și au nevoie de ajutor. Am lăsat în urmă pasagerii din gară și am plecat prin București. În preajma Gării de Nord a fost inaugurat Muzeul Căilor Ferate la 10 iunie 1939, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la punerea în circulație a primului tren pe teritoriul românesc. Cea mai interesantă atracție a muzeului este fără îndoială Diorama. Inaugurată în 2012, Diorama demonstrativă de traseu feroviar românesc este cea mai mare din sud-estul Europei. Comandată prin computer, Diorama cuprinde locomotive și vagoane în mișcare pe trasee de cale ferată normală și îngustă, pe o lungime mai mare de 14 metri și lățime de 4 metri. În muzeu mai pot fi admirate și câteva colecții de ceasuri CFR, cât și centrala ceasornică electrică ce a coordonat în secolul 20 toate cele 300 de ceasuri din Gara de Nord. După vizita în muzeu, am decis pur și simplu să mă plimb prin oraș, fără a avea o destinație concretă. O singură zi prin București nu este de ajuns, pentru că sunt multe de văzut. Puținele poze pe care le-am făcut îmi vor aminti de această călătorie prin capitala României. Spre seară a venit timpul să revin la gară. La datorie! Apropo, v-ați odihnit în tren? Pentru că foarte eu m-am plimbat un pic prin București. Foarte bine. Am găsit câțiva refugiați care au plecat la Viena. Apropo, au venit cu trenul nostru dimineață. Ok, noi avem mulți refugiați care întâlnești, sunt voluntari care întâlnești. Da, 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 da. Redirecționează în direcția în care au... Exact. Direcția stabilită de ei. Am discutat și cu voluntari, da. Așa. Și e în regulă, da? Programul de lucru continuă. Cu bună dispoziție, vom urca în câteva minute în trenul care pleacă spre Chișinău. Când călătoresc cu trenul și mi se pare o experiență destul de interesantă și foarte coloră pentru un începător.
Lucrătorii sunt foarte amabili. Am fost voluntar și am ajutat ucrainenii și așa am făcut cunoștință cu personalul și de la CFM și de la CFR și mi s-a părut foarte drăguț. De-aia și-am decis să călătoresc cu trenul, pentru că e o experiență foarte interesantă. Eu mereu călătoresc cu trenul. De ce? Să călătoresc cu trenul e mult mai comod. Da. În primul rând, e un orar foarte bun a trenului când pleacă. E seara, la 7 și ceva, și ajungi dimineața, te odihnești. Când te trezești, ești la Chișinău. Nu stai în două în autobuz. Și mai ales eu, la vârsta mea și cu picioarele mele, cu... chiar pentru persoanele mai în vârstă, foarte bine cu trenul să călătoresc, foarte bine. După o zi întreagă, prin București, am pornit spre Chișinău. Cred că până ajungem la Ungheni, în jurul orei 4, chiar am să mă întind și am să dorm nițel, pentru că este o muncă destul de obositoare. Am ajuns și noi la Chișinău. Bine, am revenit acasă, la noi, la Chișinău. Cum? V-a plăcut meseria? Eu vă mulțumesc frumos. A fost o călătorie interesantă. Mi-am dat seama că aveți o meserie deloc ușoară. Deși, dintr-o parte, s-ar părea că este o meserie simplă. Ce? Urci în tren, te plimbi alături de călători? Până nu încerci? De fapt, nu este chiar așa. În plus, trebuie să ai și rezistență, da? Ca să fii în formă. Ne străduim. Vă doresc să aveți călătorii ușoare, relativ ușoare, să zic așa. Pasageri adecvați, adecvați, potriviți, fără emoții negative. Noi primim pe toți. Și urmează acum o săptămână de pauză? Da. Da, o săptămână de pauză și iar și tot și mai rău. Atunci asta trebuie este. Să vă doresc o săptămână relaxantă. Toate bune, mulțumesc noi. Frumos încă o dată. La revedere. Chișinău, probabil cea mai plăcută senzație pe care o au și însoțitorii de vagon când revin acasă. Pentru că vor avea parte de odihnă timp de o săptămână, după care vor reveni din nou la serviciu. Thank you.